Liderul PMP Iași, deputatul Petru Movilă, a anunțat astăzi într-o conferință de presă că formațiunea politică pe care o reprezintă va depune la începutul lunii septembrie în Parlament un proiect de lege privind eliminarea sistemului de pensii speciale. Movilă a precizat că acest proiect îi vizează pe parlamentari și pe aleșii locali. Petru Movilă a anunțat că singurul mod în care trebuie calculată o pensie trebuie făcut în baza contribuției fiecărui cetățean care lucrează pentru statul român. Este proiectul de lege privind eliminarea pensiilor speciale și am făcut această legătură inclusiv cu codul administrativ unde sunt prevăzute pensii pentru aleși locali care au îndeplinit funcții de viceprimar, primar, vicepreședinte și președinte Consiliul Județean. Partidul Mișcarea Populară este de părere că a găsit soluția corectă în ceea ce privește pensiile. Filozofia corectă pe care Partidul Mișcarea Populară a enunțat-o de mai multe ori și o enunțăm și acum este că oamenii trebuie să aibă o salarizare corectă, decentă, public transparentă, iar pensiile trebuie să vină ca urmare a contribuțiilor rezultate din valoarea salariului către Sistemul Național de Pensii. Asta este soluția corectă. Proiectul de lege privind eliminarea pensiilor speciale va fi înaintat Parlamentului de către deputații PMP în luna septembrie.